Filmul biografic dedicat cântăreței Maria Tănase a ajuns pe marile ecrane la noi. În rolurile principale joacă actori precum Lavinia Șandru, Adrian Păduraru, Marius Florea Vizante, Marius Mihalache și mulți alții. Premiera a avut loc deja la cinematograful din incinta unui mall din capitală. Îmi cer scuze că m-am băgat așa în seară. Și ce faci când te în rolul Mariei Tănase, cântăreața pe care Nicolae Iorga a supranumit-o Pasărea Măiastră, o regăsim pe Lavinia Șandru. Copleșită de emoții, tânăra actriță a descris-o pe Maria Tănase ca fiind un om care a iubit și a ajutat oamenii din toate păturile societății. Filme despre artiști s-au mai făcut, dar filme despre niște oameni care au trăit pentru a-și ajuta semenii, mai puțin. Și cam asta s-a vrut prin acest film și de aceea mă simt tare bine că am jucat-o pe Maria Tănase într-un film care îi face dreptate. Doamne, efectiv, pregătindu-mă pentru acest rol, am cunoscut un om care nu mi-am imaginat că a existat vreodată. Acest om a fost Maria Tănase și sper ca, odată cu apariția acestui film, noile generații să cunoască cu adevărat cine a fost acest om extraordinar. Filmul foarte interesant pentru că exploatează o latură pe care publicul nu prea o cunoaște. Publicul știe de latura ei artistică, de artista Maria Tănase, și aici vedem și celelalte părți ale vieții ei. Și e foarte bine ca să publicul să vadă și prin ce trece un artist, pentru că el îl știe de pe scenă, știe toate lucrurile că sunt roz, știe doar aplauzele și cam atât despre un artist. E extrem de interesant să se vadă la o artistă care e un simbol pentru România prin ce trecea și e foarte puțin ceea ce ați văzut în film. Filmul a fost regizat de Mihai Constantinescu cu scenariul semnat de Titi Popescu, Ioan Cărămăzan și Denis Dinulescu. Pelicula realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei alături de Studioul de Creație Cinematografică al Ministerului Culturii poate fi vizionată în cinematografele din toate marile orașe din țară.